noastră. Recunoștință mine ea și-ți mulțumim o slavă ție, prea sfinte-n părțitor de har, și-ți mulțumim cernici și prea iubiți părinți, prea iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Am venit în locul acesta, la început de adunare, spuneau frații, să spunem ceva de întâmpinare. Cu ce să-i întâmpineam? Ce putem să spunem ca să întâmpinem frățietatea noastră care și-a dorit să vină de ziua cincizecimii de Rusalii, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, dacă va fi cu putință să vină la Ierusalim. Ne-am dorit și noi. Cu ce am putea să întâmpinăm? Am gândit la o poezie. Înaintea vorbirilor, surorile noastre pregătesc poezii. Poate că n-au reușit prea repede să intre la rând. Și obișnuiesc să întâmpin frații cu o poezie. Chiar dacă pentru unii, mă repet, m-am gândit că nu e o poezie mai potrivită din comorile oastei Domnului decât specific sărbătorii noastre. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e porumbelul cu crenguța de măslin. Ce cu drag binecuvântă pe cești frați iubiți ce vin. Binecuvântați cu toții, dragi părinți și frați iubiți, la întâlnirea noastră scumpă, fiți bineveniți. Duhul Sfânt să le îmbrace în veșmântul Lui divin, pe surorile iubite, ce cu drag acum vin. Binecuvântați cu toții, dragi surori și frați iubiți, la întâlnirea noastră scumpă, fiți bineveniți. Duhul Sfânt să ne aprindă cu al său foc tot mai deplin, tineretul drag și frații și copiii care vin. Binecuvântați cu toții, tineri și copii iubiți, la întâlnirea noastră scumpă, fiți bineveniți. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și cât aș vrea să fie aprins chiar acum. Luca, capitolul 12, versetul 49. Preaiubiții noștri, frați și surori, Duhul Sfânt s-a arătat omenirii prin două feluri, prin două stări. La botezul Domnului s-a arătat în chip de porumbel. Nu știu cum va fi fost înștiințarea pe care a primit-o Sfântul Ioan, pe care o spunea noroadelor,
că a fost înștiințat pe acela pe care vei vedea pogorându-se Duhul Sfânt în chip de porumbel, acela este. O, porumbelul acesta minunat, ce istorie frumoasă, binecuvântată și însângerată are. Mi-aduc aminte, eram copil și iubeam porumbeie. Și într-o iarnă grea a venit un uliu și a răpit un soțul porumbierului nostru. Și era zăpadă mare și nu mai știu cum am tămălit prin zăpadă și am alergat peste garduri să ajung la câteva case. Că văzusem că acolo uliu s-a lăsat cu porumbierul. L-a rupt acolo și pe zăpadă era numai sânge. Mi-a rămas de atunci o istorie tristă despre porumbel. Învățam din cărțile din vremea aia de atunci o poezie și am îndrăgit-o pentru că știam istoria porumbelului și spunea în poezia aceea: vezi tu, micu porumbel, o, cât e de frumușel trupul pentru cei lucește, dragul meu, el se păzește. Duhul Sfânt e porumbielul cu crenguța de măslin. Ce frumos! Fratele Traian îl preia pe acest porumbel din corabia lui Noe. Porumbel cu aripi albe. Ai plecat de atâta vreme peste mări și spume, zare, mereu pustie, oare nicio bucurie nu găsești în lume? Du-te și te întoarce iarăși cu o crenguță verde. M-am bucurat de crenguțele verzi care Duhul Sfânt le-a adus aici în locul acesta. Tineretul, copiii. Este o minune că ne aflăm aici în locul acesta. La 12 februarie, de undeva de pe un pad de suferință, în urma unui accident, trecând printre operație, ascultam la un telefon adunarea de aici și plângeam și mă rugam pentru ea. Nu mă știam să nu fiu aici. Nu mă știam să nu fiu în coloană cu frații. Și acum, anul acesta, cineva a zis: frăția ta, nu poți merge cu coloană, rămâi și mergi cu o mașină. Și am trecut pe lângă coloană și mi s-au umplut ochii de lacrimi. Văzând coloana lungă, cu steaguri, cu părinți, cu frați, cu cântări, cu sărbătoare, cu frumusețe. Și mă gândeam ce spune fratele Traian: sunt tot mai lungi și tot mai noi coloanele de ostași, eroi. Tot mai noi, tot mai frumoase. Și încheie cântarea: veniți la el, veniți cu noi, voi tineri luptători eroi, căci viitorul glorios iar oastei Domnului Hristos. Ce biruință este! Cândva aici în locul acesta se vine noaptea. Hai Duh al oastei, zice fratele Traian într-un vers, într-o vreme nespus de grea. Fericite! Hai soarele să ne luăm și locurile și amintirea și tot ce a fost și să plecăm. Și numai în noaptea de rusale, cu o lacrimă și o floare în vis, să atingem nevăzut mormântul, mormântul sfânt, cum i-am promis. Și iată, Dumnezeu
cum a rânduit astăzi. Iată ce frumos, ce bucurie, ce sărbătoare! Duhul Sfânt, o scânteie s-a aprins aici la Sibiu. Duhul Sfânt, zice apostolul, în Faptele Apostolilor, că s-a coborât în limb de foc în ziua cincizecimii. Și i-a umplut de foc pe apostoli și ei au aprins o lume întreagă. Cum zice fratele Traian, în Fericit Apostol, ce foc tainic a fost acela care l-ai simțit, care l-ai purtat, că de atunci de mii de ani tot arde și nici până astăzi încă n-a secat, nici până astăzi încă nu s-a stins acest foc. Și s-a aprins aici la Sibiu. Părintele Iosif, Dumnezeu i-a trimis o scânteie, un foc mic, iată ce pădure mare a aprins, ce frumusețe, ce bucurii, ce lacrimi, ce cântări, ce sărbătoare, ce slujbe, ce înălțare duhovnicească este în locul acesta. Vin străinii și se uimesc de ceea ce vede la noi în țară, la sărbătoarea rosalilor noastre. Cum zice poetul nostru, privighetor din alte zări, vin doina să le asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi, multe, multe. Flori sunt și așează oamenii, dar lacrimile sunt ceva deosebit. Cântări le aduc veselie. Rare ori se cunoști lacrima în cântare, dulceața se poate sprânge în cântare, se poate vărsa o lacrimă, ori fratele Traian le împletește. Fratele Traian a avut în sufletul lui acest foc. Și nu un foc mic, un foc mare l-a simțit fratele Traian și a spus, am vrut-o dragostei văpaie să o smulg din suflet și să o iau și cu ei flăcări arzătoare. La lumea întreagă foc să-i dau, să văd cum arde o lume întreagă, cum eu am ars și am suferit de dorul dragostei de tine, Iisus Mântuitorul iubit. Și arde și zboară și a dat foc la lumea întreagă, cântările au zburat, zburați cântări, zburați cântări spre țări și mări. Spre lumii întregi popoare, popoarele lumii întregi au zburat aceste cântări, pentru că sunt scoase din această văpaie care aprinde, care înalță, care trăiește, care, la cărui foc am venit și noi. Dar focul cincizecimii este unul deosebit. În acest foc am fost cuprinși și noi. În sătișorul nostru de munte, cum s-a întâmplat cu focul și cu bătaia vântului, că Duhul Sfânt este și vânt, a zburat o scânteie și la noi. Și s-a aprins acest foc și arde. Nu numai aici la Sibiu, focul s-a împrăștiat și arde o țară și arde o lume întreagă. Focul mai înseamnă și suferință, fiindcă atâta zgură în cănauri se găsește, trebuie apoi să ardă până ce se lămurește. Dar nu-i ușoară suferința. Focul din suferință nu-i ușor. Arderea aceasta în lupte, zvârcolirii în suferință, e un drum greu pe care nimeni n-a urcat cu ușurință. Nu-i ușor. Jertfa, suferința, focul, nu-i ușor. Nu doriți prea mult, nu cereți, nu cădați, că nu-i ușoară. Mii de doruri sunt în suflet care nu voie să moară. Mii de legături viața în ființa noastră are. Lupta e supraomenească, crâncene și îngrozitoare. Mulți ajung sub focul jertfei, tremurând privesc calvarul. Cât pot suporta în tăcere flăcările arzând ca jarul. Îți face totuși ceva focul suferinței. Dacă nu am priceput să venim voluntari, de bunăvoie, să lăsăm în urmă tot ce ne mai leagă,
ajută-l pe cel să lase tot ce-l mai leagă, ca de lumea întreagă pe dragostea ta să afle a ta dragoste întreagă. Nu arde focul disperarea noastră. Dacă nu-l cunoști pe Domnul, în fața suferinței ești disperat, ești înspăimântat, ești îngrozit, îl privești ca o pacoste, ca un câine negru care te-a mușcat după ce ai cunoscut pe Domnul. Este o taină dulce în suferință, este o bucurie, este o sărbătoare în suferință. Arde focul, dar ce arde? Ce vă arzi vouă, tinerilor care ați fost aruncați în cuptorul neobișnuit de aprins și a drag Meșac și Abednego? Ce vă arzi vouă? Ce le arzi? Legăturile. Au fost legați și aruncați în cuptor. Și a zis, n-am aruncat trei tineri, văd patru. Și umblând loboți prin mijlocul cuptorului. Dumnezeu vrea să ne ușureze, să ne slobozească. De aceea mai vine și suferința. Și suferința este binecuvântată. Să o primim ca din partea Domnului și să o ducem privind la Cel care a suferit pentru noi. Părinte Iosif, așa de mult ai suferit pentru noi. Ce trup frânt și zdrobit ai avut. Cu cele șapte rane pe trupul tău scriai. Opriți și chinuiți să nu mai scrii, să nu mai cânti. Ți-a făcut fratele Traianu un cântec în durerea ta. Când ți s-a stupat glasul, pasăre măiastră, plângi și te frământi. A stupat glaiul și nu poți să cânti. Dintr-un loc te alungă și într-un altul zbori, cu durerea în suflet pentru puișor, pentru noi, această pasăre măiastră, cânta și suspina. Dintr-un loc te alungă și într-un altul zbori, cu durerea în suflet pentru puișori, când te așezi, iubito, ca să cânți cu har, vine îndată corbi și te alungă ea. Așa a fost alungat. Și acum cânt aici, în dumbrava Sibiului, o pasăre măiastră. Tu cânti aici și noi, ostașii, bătrâni și tineri și copiii, venim aici să-ți ascultăm glasul tău. E așa de frumos că nu ne-a mai dat plecat să mai plecăm din locul acesta. Dăm slavă Domnului pentru toate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul.